Cine-a cununat din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasa doamnă și de azi a doua mama, nașa, nașa. Cine-a cununat din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasa doamnă și de azi a doua mamă, nașa, nașa. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca șalor, le dorim și miri. Dar totodată cu Ani vine și foarte multă înțelepciune, mulți oameni în jur care vor să vă vadă zâmbăreață, plină de viață. În buletin este doar o cifră. Principală, câți anișori avem în suflet? Și câți are doamna Natalia în sufletel? Scumpa noastră, noi cu această inimă mare vrem să vă felicităm din partea unor oameni care tare, tare v-au la inimă și tare și-ar fi dorit să fie astăzi printre voi, dar așa cum nu au posibilitatea să vină ei personal, ne-au rugat să venim în locul lor, să vă spunem, la mulți ani, sunteți iubită, apreciată, foarte, foarte drăgălașă, un om cu suflet mare și cu inimă la fel de mare. Ia să o întrebăm pe doamna Natalia, cum crede ea, ce-i șoptește inimioara, cine ne-a trimis la casa ei? Îmi părea deodată că e fișor mea cu norme, dar mai am o pereche de fiind la Franța. Așa, și cum îi cheamă? Fela Tamara și cu fiindul. Iaca, tot din partea unor copii spirituale ai dumneavoastră, pentru care sunteți și nășică, și mamă, și prietenă, și de toate. Uite, ei astăzi nu sunt lângă dumneavoastră, dar cu inima sunt lângă voi. Și de asta ne-au trimis pe noi să-i spunem că ești o ființă tare, tare dulce. Și să-ți aducem un buchetel de flori și o sticluță de șampanie din toată inima. Uite, așa vor acești fiini minunați să își însemne prezența lor astăzi printre voi. Și ca de obicei, la orice sărbătoare este și câte o felicitare. Iar ea pentru dumneavoastră sună uite așa. În această zi cu soare, o felicităm pe cea mai bună și minunată nașă din lume, cu ocazia zilei de naștere. Din tot sufletul și din toată dragostea îți dorim ca Domnul să-ți fie mereu alături, să te ajute, să te ocolească și mereu să-ți fie în preajmă, să fii înconjurată doar de bine și frumos, să fii în armonie cu tine însuți și cu lumea care te înconjoară, să ai parte doar de bucurii, iubire, respect și în suflet mereu să fie vară. Prosperitatea tuturor apropiaților, întâlniri interesante, succes și căldură în casă. Felicitări cu ziua de naștere. Ești o persoană dragă, cu un suflet bun și minunat, care ne luminează cu căldura și cu iubire pe toți cei din jur. Să-ți se adauge atâtea forțe și atâta sănătate de cât ai nevoie, pentru că nouă ne place de tine și vrem cât mai des să ne întâlnim și să fim fericiți. Îți dorim ca ochișorii tăi niciodată să nu cunoască ce înseamnă lacrimi, iar inima să simtă doar dragostea. Fii mereu la fel de pozitivă, veselă, plină de viață, fermecătoare așa cum te cunoaștem. Astăzi, în această zi deosebită, din depărtare, vrem să-ți urăm la mulți, mulți ani, o sănătate de fier, zile fericite, momente pozitive și plăcute. Noi mereu suntem cu sufletul și cu gândul lângă tine, lângă voi amândoi, nașul și nănășica. Te apreciem foarte mult și-ți dorim la mulți ani. Nașă scumpă, nașă dragă, te-am ales când ești dragă, ești un om de omenie, ești un sprijin pe vecie. Noi cu tine ne mândrim și din suflet îți dorim la mulți, mulți ani. Felicitarea vine din partea finilor mari de cununie, Tamara și Anatolie, și finuții mici, care-s? Simonica, Antonio și Cristian. Trei, da? Da.
Până când trei? Până când. Uite, acești 5 oameni frumoși își felicită scumpa lor nană și nășică cu ziua lor, cu ziua ei de naștere. Iar pentru dânsi este tot un motiv de a sărbători și de a se bucura, pentru că faceți parte dintr-o familie mare și frumoasă. Așa că, la mulți, mulți ani! Ce le transmite nășica lor? Multă răbdare, sănătate, îi iubesc din suflet enorm de mult. Am niște cinci, nu se compară cu nimeni în lume. Îi iubesc din spus de mult, copiii tot îi iubesc și mulțumesc frumos din suflet, nu mă aștept pentru așa cadou frumos. Mulțumesc, Fenoță, mulțumesc, Fenoță, Simona. Îi tremură glasul de emoții, să știți că surpriza v-a reușit. Și Cristinel, nana vă iubește, vă aștept cu mare drag acasă și sper că la anul de ziua lui nana să fiți acasă. Vă iubesc. Așa să fie, cât mai des. Vă spus de mult. Să-i puteți strânge și dumneavoastră în brațe. De câți ani sunteți nașilor de cununie? 14. Unde-i nanașelul? 14-15, la Vale. Are treabă, el face mirosul ăsta. Da. Noi ne bucurăm că cândva, hai să zicem, 14-15 ani în urmă i-ați primit în familia voastră. Este o vorbă popor, nașii sunt singura parte din familie pe care ne alegem singuri. Dacă părinții nu-i putem alege sau copiii nu-i putem alege, nașii nu-i alegem și cu siguranță ei spun că și-au ales pe cei mai buni. Iar asta ne face doar să ne bucure și nouă inima și să fim și noi părtași acestei familii. Chiar dacă între voi sunt mii de kilometri, să țineți o relație atât de frumoasă, atât de strânsă și atât de armonioasă. Asta este datorită vouă fiecărui membru din această familie. Dacă aveți și copilașii dumneavoastră, dar aveți și copii spirituali care vă iubesc la fel de mult și au doar cuvinte de mulțumire și de laudă. La mulți ani! Ce îi dorești, lumea mică? Și pentru ce îi spunem astăzi un mare mulțumesc? Vai. Îi doresc mult sănătate, bucurii de la toți care o înconjoară. Deosebit de la copii și de la iubitul soț, zicem. Și poți să-i spun tot ce ești și îți dorești să îndeplinească. Asta e cel mai important. Așa să fie. Da. Și întotdeauna să te bucuri de mămică tânără, frumoasă și cu emoții așa în suflet. Pentru că emoțiile, dacă ea le trăiești, cred că știe și să le împart prin prejurul ei. Așa că felicitări la toată familia voastră. La... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Cine? Natalia să trăiască, Natalia să trăiască, la mulți ani. Nașul, Nașul, cine o să vă rămână prietena cea mai bună? Nașa, Nașa. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și mirilor. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor, le dorim și finilor.